Prima scumpire oficială a carburanților a adus litrul de benzină la pompă aproape de 5 lei și este abia începutul. Analiștii nu mai au niciun dubiu că până la 1 octombrie combustibilii vor depăși și acest preț. Pentru cei care vor să facă economii, există soluții. Mașinile electrice sau transportul în comun sunt doar câteva exemple. Nopții, prețul la pompă s-a schimbat din nou și a tot continuat să se schimbe. La ora 9 dimineața, un litru de benzină costa la această stație 4 lei și 85 de bani. Ei bine, este ora 10, iar prețul s-a modificat, este de 4 lei și 94 de bani pe litrul de combustibil. Așa se face că la unele stații benzina a atins deja pragul psihologic de 4 lei și 99 de bani pe litru. Trecem lejer peste 5 lei litrul de combustibil, o să vedem cât de mult se vor reflecta și în bunurile și serviciile din piață. Valoarea supraaccizei se va regăsi în curând și în prețul alimentelor transportabile. De altfel, transportatorii sunt cei mai afectați de măsura luată de guvern. Un plin îi va costa cu 450 de lei mai mult față de până acum. Oricum sunt toți afectați. La un plin de exemplu, la 20 de milioane să cunoaște ceva. Variantă pentru șoferii economi există însă pe piață. Mașina electrică, tot mai populară la noi în țară, are un consum de doar 7 lei la 100 de kilometri parcurși, spre deosebire de una obișnuită care ar consuma 40 de lei. La 10.000 de kilometri cu o mașină electrică am cheltuit undeva la 700 de lei. Lunar, circulând 20 de kilometri pe zi în medie, un utilizator ar încărca mașina în jur de 3 ori. Fiecare dintre noi mai putem să facem câte o mică economie. Conducem mai puțin accelerat, conducem mai încet. Dacă suntem 2-3 colegii de serviciu, putem să ne grupăm câte 2-3 să folosim o singură mașină. Poate ne gândim în anumite perioade să folosim transportul în comun și să lăsăm acasă autoturismul propriu. A doua majorare asupra accizei urmează să se aplice de la 1 octombrie, când prețul benzinei și motorinei mai urcă oficial cu încă 16 bani. 20, dacă e să calculăm și TVA-ul. Până atunci ne așteptăm să înceapă și scumpirile în lanț. A salvat timp de 5 ani viețile altora și a murit cu o lună înainte să devină medic specialist. Alin avea 33 de ani și era doctor rezident la Spitalul Județean din Constanța. Aseară s-a stins chiar sub ochii colegilor săi. L-au preluat după ce a lovit mortal cu motocicleta o femeie care traversa printr-un loc nepermis. Nu cu mult timp în urmă le promitea soției și fetiței de 6 ani că va conduce prudent. Chiar aveam mai mare grijă, chiar și la întâlnirile cu motocicliștii rămânea ultimul în coloană și tot timpul discutam aspectul ăsta, că trebuie să fii foarte atent la mașini și că nu e o țară în care poți merge cu motocicleta. E o boală, motorul, e o boală. O boală care a ajuns să-l ucidă pe medicul rezident. La 33 de ani, Alin Samsonov s-a stins în brațele colegilor săi. Era rănit după ce, pe un drum drept și neiluminat, a intrat cu motorul într-o femeie care traversa neregulamentar. Ea a murit pe loc. El a mai rezistat doar până la spital. A dat dovadă, vă spun, că l-am cunoscut personal, de o mare putere de muncă, de o loialitate față de spital. Este un tânăr care a început rezidențiatul și l-a finalizat la noi în spital. Îl cunoaștem de 5 ani de zile. Un om pregătit. Un om la locul lui. Alin era medic rezident la unitatea de primiri urgențe de la Spitalul Județean din Constanța. Mai avea o lună până la examenul de specialitate. Colegul nostru, el din facultate s-a întreținut, a lucrat ca brancardier, începând cu anul 2, cred, sper să nu greșesc. Iar după aceea, ca medic rezident, a fost un coleg extraordinar. Medicul mai fusese implicat într-un accident tot cu motocicleta, dar după ce i s-a născut fetița a promis că va conduce prudent. Nu pleca niciodată fără echipament și cască de protecție. Viteza excesivă la volan sau pe două roți, dar și traversările neregulamentare ale pietonilor sunt primele două cauze ale accidentelor rutiere din România.